Salut, numele meu este Teodor Urac și în videoclipul de astăzi o să-ți arăt cum să te loghezi cu două conturi în același timp de pe telefonul tău Huawei. Deci dacă ai două conturi de Facebook sau două conturi de pe Messenger sau două conturi de WhatsApp, o să-ți arăt cum poți face să te loghezi în două conturi deodată, cu două conturi diferite deodată pe telefonul tău Huawei. A, și mă scuzați că sunt un pic răcit. Probabil sau de vocea diferit. A, și nu e corect. Și pentru că acesta este primul meu videoclip din 2021, vreau să vă spun la mulți ani și toate cele bune pe 2021. Să sperăm că o să fie toate cele bune. Și o să înregistrăm ecranul telefonului undeva în acolo. Așa, o să înregistrăm ecranul aici, start. Am dat start și o să mergem frumos la setări. O să mergem la aplicații, aici. O să mergem la AppTwin, deci, repet, aceasta este pentru telefoanele Huawei, deci dacă ai un telefon Huawei, vei putea face chestia asta. Și de aici, numai dai Enable, așa, o să dăm click pe una din astea care vrem să o avem ca două aplicații, să avem ca două conturi, o să dăm click dreapta, dreapta, să zicem că toate le vreau să fie aplicații duble, să mă loghez dublu pe ele. Să am două conturi sau ceva de genul. Și aici o să găsim în meniul telefonului. Uitați, sunt două Messenger. Așa. Sunt unde? Două Messenger, două Facebook, deci vedeți. Și WhatsApp, unde e WhatsApp-ul? A, și două WhatsApp aici jos. Da? Deci WhatsApp, două de WhatsApp, două de Messenger și două de Facebook. Deci foarte, foarte ușor. O să vă mai arăt o dată. Setări, aplicații, AppTwin, aici, AppTwin, și nu mai dați click pe Enable, adică să-l activați. Da, cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Nu uitați să lăsați un like la acest video, abonați-vă dacă nu ați făcut-o până acum și până data viitoare, numai bine. Peace! La mulți ani pe 2021 încă o dată și dacă aveți întrebări, lăsați-mi în comentariile mai jos întrebările voastre și de asemenea dacă aveți o idee de un videoclip pe care ai vrea să-l vezi pe acest canal, lasă-mi de asemenea în secțiunea de comentarii de mai jos.